Prima ediție a Galei de Excelență a Romilor a avut loc duminică la Hunedoara. Evenimentul găzduit de Sala Casei de Cultură din municipiu are drept scop promovarea culturii și a tradițiilor comunității rome din Hunedoara. Cei prezenți la eveniment au avut parte de un spectacol de dansuri și muzică tradițională, iar romii care au reușit să pună în valoare comunitatea din care fac parte au fost premiați de organizatori. Gala de Excelență a Romilor s-a aflat la prima ediție și a fost organizată de reprezentanții Partidei Romilor din Hunedoara cu sprijinul primăriei municipiului Hunedoara.